toată dragostea, cu toată credința și cu toată bucuria vă spun: Hristos a înviat! Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei, o rubrică pe care o puteți asculta și pe podcast dacă tastați pe internet La Ordinea Zilei Podcast. Astăzi vorbim despre Marșul Învierii în sufragerie. Despre ce este vorba? Un eveniment care a ajuns sau trebuia să ajungă anul acesta la cea de-a 30-a ediție, și anume, a doua zi de Paști, credincioși de diverse confesiuni ies pe străzile orașului Timișoara și mărturisesc învierea Domnului Iisus Hristos. Dar anul acesta de Paști numai, doar, așa cum spuneam, între ghilimele, doar în sufragerie se mai poate mărșălui, și să mărturisim învierea lui Hristos putem oricând și oriunde. Avem legătura telefonică cu pastorul Jean Chiforeanu. A fost la toate edițiile Marșului Învierii de la Timișoara. Mai întâi spuneți-ne cum a început Marșul Învierii, cine l-a inițiat și care a fost ideea de la care s-a pornit. Hristos a înviat pentru că așa a îngăduit Dumnezeu, pot fi unul din cofondatorii și martorii acestui, aș putea spune acum, 30 de ani extraordinar proiect creștin. Ideea a pornit de la regretatul poet, pastor, evanghelist și deputat Petru Dubulescu, președintele Asociației Suspiranța României, care a găsit un teren propice imediat după Revoluție, mai precis în 90, la prima ediție, când a fost adevărat pe traseul catedrală, doar primărie Parcul Rozelor, însă a găsit niște oameni extraordinari care a putut să se asocieze din dorința de a ieși din zidurile bisericii și de a găsi un moment propice prin învierea lui Hristos, când toate bisericile, indiferent de dogmă, indiferent de tradiție, indiferent de cât de istorice, cât de vechi sau cât de noi sunt, mă refer la cultele religioase, în persoana unui alt regretat, în alt preasfințitul Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, a pastorului, iarăși vorbim la trecut, Teodor Codreanu, de la Biserica Eli, a eminentului rabin, ultimului rabin Ernst Neumann, și a episcopului romanul catolic Kreuter. Oamenii aceștia au găsit o deschidere fantastică și au considerat că după 43 de ani de comunism, de întuneric, de restrângerea libertăților, a venit vremea, precum femeile mironosite, cum spunea într-una de predicile lui pastorul Dubulescu, să ieșim afară cu vestea cea mai bună, vestea că Hristos a înviat. Sigur, fiind încă de la început, a fost și o discuție legată de tematica, pentru a nu leza credința sau pentru a nu leza, eu știu, dogmatica sau anuleza filozofia creștină a unei biserici. Diferențele între stilul de închinare, între dogme, între tradiții, sunt uriașe între aceste culte. Sunt uriașe, este foarte adevărat. Timișoara a fost dintotdeauna un spațiu în care atât etniile, atât faptul că e singurul oraș din Europa, după știința mea, și nu mai vorbesc de România, în care sunt trei teatre, orașe cu trei teatre, teatru român, național român, teatru maghiar și teatru german. E orașul în care se dă bună dimineața în patru limbi, în română, în maghiară, în germană și în sârbă, și așa mai departe. Deci, despre acel spirit al Timișoarei vorbeau liderii și atunci ne amintesc, fiind printre executanții, omul din glie, cum se zice, a convenit să se dea numele de Marșul Învierii. Asta a fost și asta este geneza, și probabil că, apropiindu-mă de ieșirea la pensie, mă voi apuca să scriu despre proiectele acestea, pentru că iată, ele au devenit deja o tradiție în peisajul Timișoarei și a devenit un model pe care au încercat să-l copieze inclusiv alte biserici din România și nu numai. Dar fie într-o parte, fie în alta, deși au pornit firav și la Arad, și la Deva, și la Suceava, ele cu timpul, după două, trei ediții, s-au stins datorită unor neînțelegeri și a unei lipse de cooperări în înțelesul greșit a ceea ce unii numesc ecumenismul religios.
Este vorba despre un ecumenism dus la limite sau despre ce este vorba? Exact, corect, corect. Da, a unui ecumenism în sensul că, iată, de 30 de ani, aceasta era 30-a ediție, niciodată nu s-a pus problema discutând cu, repet, aici e vorba de diverse confesiuni, diversi lideri de anvergură mare, și sau chiar naționalități, pentru că să nu amintim că aici participau toate etniile, de la români majoritari până la nemți, unguri, bisericile reformate, până la romi, sârbi și așa mai departe. Ce se întâmpla de fapt la acest marș pentru ascultătorii noștri din țară care nu sunt familiarizați cu acest eveniment? Acest marș începea cu cunoscutul imn, se începea cu imnul Hristos a înviat. Pe treptele Catedralei Metropolitane se trăgeau clopotele din Piața Revoluției începând, da, și apoi se înălțau rugăciuni. După intonarea imnului, după ce fanfara dădea startul sau corul bărbătești, corul de copii, în prezența miilor de credincioși care participau în fiecare an și devenise deja o frumoasă întrunire și părtășie în aer liber proclamarea celui înviat, liderii și reprezentanții tuturor cultelor religioase și a bisericilor din Timișoara înălțau rugăciuni pentru țară, înălțau rugăciuni pentru lume, pentru Europa, pentru neamul omenesc, mulțumindu-Lui Hristos pentru acest dar binecuvântat al morții și învierii sale. După care, cu pancarde, ne încolonam în, repet, în acordurile fanfarelor și cântece care îl prosloveau pe Hristosul cel înviat, se mergea spre prima destinație care însemna primăria Timișoare. După care se pleca după citirea unui text adecvat vis-a-vis de dregători, de sunt rânduiți de la Dumnezeu, li se amintea și reprezentanților primăriei și a Consiliului Local că sunt puși acolo pentru o vreme, pentru binele cetății. Iarăși se încolonau, în față erau cei de la organizare, poliția coordona marșul pe traseul spre prefectură. Apoi de la prefectură se întorcea, se făcea o buclă de la Continental, apoi se ajungea în Parcul Rozelor, unul dintre cele mai frumoase parcuri din Timișoara, și într-un anfiteatru în care încăpeau între 7 și 10 mii, se începea un program în care iarăși se începea la parc cu imnul Hristos a înviat, rugăciune, și apoi începea un program religios susținut ca în mai toate edițiile de anumite formații de leviți ai Bisericilor Baptiste Pentecostale, care au dus greu, și mai apoi în ultimii ani precădere formațiile și orchestrele, corurile de copii și corurile mixte ale bisericii. Urmându-se o predică, și aici a fost frumusețea, ca de-a lungul a 29 de ediții, în niciun an nu am avut același vorbitor. De la faimosul și inimitabilul Ioan Alexandru, până la Petru Dulescu, aici au trecut atâtea evangheliști, orbitori americani, români, de talie europeană. Deci în fiecare an am căutat prin alternare, într-un an orbitori din partea bisericilor pentecostale, într-un an propuneau cei din bisericile baptiste creștine din Evanghelie, dar ce a fost frumos e că în fiecare an, dar absolut în fiecare an, a fost un concurs și o parteneriat extraordinar între organizatori, Asociația Iisus Speranța României și Mitropolia Banatului. A fost o mică vizitare așa după plecarea în veșnicie a regretatului episcop și mitropolit Nicolae Corneanu, dar prin aducerea la Timișoara a înaltă sfintei sale mitropolitul Ioan Sălăjan, a fost o deschidere și mai mare, în sensul că, așa cum este cunoscut
domnia sa este un tip, un practician prin excelență și în fiecare an au primit domnia sa a delegat preoți. Aș vrea să vă întreb despre ediția de anul acesta care nu mai are loc datorită pandemiei, dar întâi aș vrea să îl întreb, ați avut un ajutor de-a lungul a câtorva ani, pastorul Laurențiu Timiș, aș vrea să îl întreb pe pastorul Laurențiu Timiș acum despre organizarea acestui marș de-a lungul anilor în care v-a ajutat în organizarea acestui eveniment. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat Domnul. Vreau să vă spun că prin mila Domnului am avut harul de a mă ocupa de programare, organizare, împreună cu echipa cu care am slujit de Marșul Învierii din 2008 până în 2017 și au fost ani în care am putut vedea entuziasmul credincioșilor, cei care într-adevăr erau uimiți, încântați și în același timp au fructificat ocazia de a vesti Evanghelia Învierii în afara zidurilor caselor de rugăciune. Oamenii și cei care într-adevăr s-au alăturat și au crezut în acest proiect au fost alături, au susținut atât spiritual cât și financiar, logistic. Erau într-adevăr momente înălțătoare. Îmi amintesc când în 2008, după plecarea veșnicie a fratelui Petric Duculescu, îmi amintesc când am mers la Micropolie și am discutat. Era acea deschidere în care puteai să mergi și puteai să te implici. Se începea într-adevăr, după cum se știe, în fața catedralei, de pe treptele catedralei. Erau oameni care țineau acele pancarde cu mesajele Învierii Domnului Iisus Hristos. Erau popasurile binecuvântate în fața primăriei, în fața Consiliului Județean, momente de rugăciune. Se putea vedea o unitate între toți credincioșii, indiferent de nuanța confesională. Erau și credincioși ortodoxi, penticostali, catolici, baptiști, creștini după Evanghelie. Participau, era Marșul Învierii al Timișoarei și al nostru. Era Marșul Învierii în care oamenii se simțeau bucuroși să audă un mesaj special rostit de către un vorbitor care era invitat din timp în Parcul Rozelor, erau formațiile bisericii. Într-adevăr, mulți credincioși au fost bucuroși. Era nu numai o ocazie de a vesti Evanghelia, dar era și un mijloc de a se întâlni unii cu alții. Veneau și din jurul Timișoarei, din localitățile din jurul Timișoarei, credincioși tineri și se întâlneau unii cu alții. Era nu numai un mijloc de evangelizare, dar și un moment în care puteau să se întâlnească rudenile de la sate, care veneau la Timișoara și proclamau învierea Domnului Iisus Hristos pe străzile orașului martir de pe Vega. Cum vedeți faptul că anul acesta la Timișoara, acest eveniment important pentru viața Timișoarei, Marșul Învierii, anul acesta are loc în sufragerie? Dumnezeu a îngăduit ca anul acesta toți credincioșii să se închine cum se închinau evreii la primul Pesach, la primul Paște, în casă. Și creștinii la primul Paște când erau cu ușile închise. Cu ușile închise, mulțumesc, Nelu. Deci cred că anul acesta Dumnezeu a îngăduit ca noi să putem să luăm o pauză, să putem să ne evaluăm viața și să ne dăm seama de ocaziile pe care le-am avut și le-am ratat uneori. Ocazii în care puteam să fim cu atâta pasiune în a-L vesti pe Hristos și acum când suntem, vorba ta, Nelu, în sufragerie și Marșul Învierii în sufragerie sau acasă sau poate pe colțar sau poate la birou și stai și zici, Doamne, de ce sunt vremurile acestea? Cred că poate fi un moment propice să ne cercetăm, să ne dăm seama că Dumnezeu ne așteaptă să fim dăruiți Lui totalmente și cu ocazia acestei sărbători a Sfintelor Paști să putem să ne dorim o dedicare mai mare, să avem o îndrăzneală în a-L vesti pe Hristos și când se va opri această plagă care a lovit întreaga lume, să-L vestim pe Hristos cu îndrăzneală, cu dragoste,
Și aici cât suntem, pentru că Dumnezeu ne-a dat acest timp să stăm acasă, să alegem cât suntem acasă, să facem ce-i mai bine. Să ne rugăm, să ne facem liste de rugăciune pentru cei din țară, pentru prieteni, pentru oamenii din afară, pentru misionari, pentru cei care sunt în linia întâi în locurile lor de muncă, începând cu cadre medicale, cu oamenii care lucrează în magazine, cei care sunt în slujba noastră și făcând marșul înviere acum în sufragerie, poate fi o ocazie când să ne gândim la cei din jurul nostru mai mult. Să încercăm să le dăm un telefon, să ne rugăm pentru ei, să cercetăm scripturile și să spunem, Doamne, oare ai lepădat Tu de tot așa? Aveam din Ieremia, citeam astăzi, nu era un text de înviere, era strigătul Ieremia, Doamne, oare ai lepădat pentru totdeauna pe poporul Tău? Nelegiurile noastre mărturisesc împotriva noastră, dar Doamne, pentru numele Tău lucrează, căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit, dar Tu ești nădejdea noastră, Tu ești mântuitorul nostru la vreme de nevoie. Și cred că Dumnezeu în vremurile acestea va asculta strigătul nostru, va interveni și își va arăta puterea. Dumnezeu să ne ajute, mulțumim, a fost împreună cu noi pastorul Laurențiu Timiș. Continuăm acum împreună cu pastorul Jean Chiforeanu. Spuneți-ne despre ediția de anul acesta, care, din păcate, nu mai are loc în stradă, ediția Marșului Învierii 2020. Toate demersurile erau făcute. Ediția aceasta era deja structurată, pentru că noi, odată cu terminarea unui marș, așa cum le spuneam la parc, când se încheia cu Hristos a înviat, în jurul totdeauna orele 20, alte ori ora 19, timpul a fost extraordinar, cu ieșirea câtorva ani, au fost câțiva ani în care s-a pus problema până în ultimul moment, dacă se ține sau nu, pentru că ploaia. Și mi-aduc aminte, a fost o ediție pe care a invitat, ca vorbitor, a fost Amir Sarfati, cunoscutul evanghelist evreu, și atunci a ținut la Elim datorită timpului. Să dea Dumnezeu ca anul viitor timpul să fie favorabil și din nou Marșul Învierii să se țină pe stradă și credincioșii de toate confesiunile și de toate etniile din Timișoara să poată să mărșăluiască din nou și să declare Hristos a înviat, așa cum s-a întâmplat în ultimii 29 de ani. Am vorbit, stimați ascultători, despre Marșul Învierii, un eveniment specific Timișoarei. Am vorbit împreună cu pastorii Jean Chiforeanu și Laurențiu Timiș. Anul acesta Marșul Învierii nu se mai ține în stradă în Timișoara, ci acasă, fiecare în izolare. Dar credem cu toată puterea și cu toată credința același lucru. Hristos a înviat. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!